Cioiu. Cam mult ține de mingea asta pe care o primește de la adversar, de la Boli. Cum necum a sărit la el mingea asta de la Boli. Olinga. Acolo sunt doi oameni. Acolo poate fi pericol. Poate fi pericol. Vine șutul în bară! Bara lui Florescu. Faza nu s-a încheiat. Dragu. Și continuă acțiunea cu Cioiu. Încă un șut la poartă, deviat, și va fi lovitură de la colț. Ce șut prinde Florescu! Șansă mare din nou pentru Faru. Are șut bun, jucător cu tehnică. Faru cu toată echipa propria. Egalează minutul 89. Fază fixă, două goluri din corner. Cum a înțepat mingea asta, Dican? Florescu, este cu corner. E meritul lui Dican. Ăsta e meritul lui Dican. Ăsta este meritul lui Dican. Deci n-a văzut-o, nici n-a avut timp să reacționeze portarul. Nu știu dacă e ceva antrenat, asta știu ei. Șeroni, știind cam cum se derulau lucrurile, s-a grăbit să ia mingea din poartă. Dacă te-a zis, hop, asta e că e gol, nu mai e bine să mă grăbesc acum. Mai trebuie să mă grăbesc. Intramentul 90, 1-1. 1-1. Farul însă egalată după o serie de acțiuni ale botoșanului. Să nu uităm de Bara.